Salutare băieți, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Crăciun fericit odată, pentru că astăzi este Crăciunul și pentru că este Crăciunul am zis să vă fac o surpriză sau chiar două astăzi, pentru că o să vă comentez echipele și totodată vreau să vă anunț că pe Instagram am dat drumul la un giveaway. Eu zic că mergeți acolo, Geana, aveți în descriere link către Instagramul meu, să dați acolo follow și să vă uitați la acel giveaway despre ce este vorba. O să vă comentez echipele, bineînțeles, de pe pagina de Facebook, așa că puteți să dați și acolo follow, tot așa aveți în descriere, dați like la acest clip, abonați-vă și hai să-i dăm drumul. Dacă vreți să cumpărați băieții jocuri sau accesorii pentru jocuri cu ghilimele de rigoare, pe inima.com băieții găsiți cea mai variată gamă de produse, totodată aveți și asistență 24 din 7 și găsiți băieții în descriere link către site unde puteți folosi și codul promoțional CRISTYOUTUBE pentru 3% reducere băieții, deci ce mai stați, linkul aveți în descriere. Prima echipă are 140 și 6 overall cu 212 chemistry, echipa lui Tavi. Băi, cam puțin rating și chemistry dacă mă întreb pe mine, probabil te-ai apucat recent. Ai și niște jucători așa mai ciudați, unii au chemistry, unii au rank foarte mic, alții au skill boost foarte mic, alții au rating foarte mic. Ți-aș recomanda să-l schimbi pe Niabri, să-l schimbi pe Brand, să-l schimbi... poate și pe Golini să se dai rank up. Rahmani la fel, eu acest să-l schimb fiindcă e cam low rated. Rafa văd că nu are skill boost, deci cred că ar fi bine să-l schimb și pe el. Ți-aș recomanda să ai un singur skill boost la fundaș sau hai maxim două, gen un fundaș central pe un skill boost și de bandă pe alt skill boost. În mijlocaș și atacanți să aibă tot cam așa două skill boosturi. Nota nu o să fie prea mare, dar mă gândesc că ești mai la început așa cum am zis și o să-ți dau așa un 6. Acum echipa lui David, băieții, 151 overall, 220 chemistry. Am început așa, bă, cu niște echipe mai slăbuțe. Ai și tu cam mulți jucători out of position dacă mă întreb pe mine și unii fără skill boost. Nu știu, Van Dijk, Matip nu stau bine deloc, gen în primul rând că n-au skill boost-ul deloc crescut și în al doilea rând că Van Dijk este și out of position. Uite, de exemplu, ți-aș recomanda să-l pui pe Van Dijk fundaș central în loc de Varan. Mă gândesc că Cresul, Matip și Van Dijk au același skill boost, atunci ți-aș recomanda să iei și un răbu cu același skill boost ca lor și să-l crești. McNeil și Jesus cred că ți-aș zice să-i schimbi sau să schimbi formația, poate să treci pe un 4-3-3 și să-i folosești pe pozițiile lor. Și Musiala, Henderson, Mount ar fi decent. Uite, lui Mount să-i mai dai rank up, Pickford la fel să-i crești skill boost-ul. Ca notă o să-ți dau un 7. 178 overall, următoarea echipă, 540 chemistry, Vini, Ronaldo, Greenwood, un atac foarte, foarte fain să zic așa, Bernardo, Foden și De Paul la mijloc, ok, un mijloc bun, Young, Nacho, Hermoso și Bellerin, bun, o apărare full captain. Deși pe Nacho le-ai putea schimba fie cu Varane, fie cu Romero pentru mai mult rating, să zic așa, deși costă să muți rank up-ul, dar asta e până la urmă. Băi, Foden știu că are long shot, cred că și Ronaldo, s-ar putea să aibă și De Paul, fiindcă Bernardo, Greenwood și posibil și Vini sunt pe second strike. Bă, e ok pe total echipa asta, sincer, cea mai bună de până acum, doar Nacho ți-am să-l schimb și ca notă o să-ți dau un 8.50. 132 overall la următoarea echipă și 252 chemistry, o altă echipă cu puțin rating și chemistry, deși și tu văd, ai jucători cu rating foarte bun și câțiva au și rating destul de mare, un pic că ai urea echipa asta ta. Ai așa, în Kunku, Gudmundsson, care sunt pe alte poziții, trebuie să-i schimbi sau să te muți pe 4-3-3 atac, muți în Kunku cam. Sau poți să vinzi în Kunku și să iei altceva. Martial, Jesus, Ndombele, în Kunku, Gabriel, Marzui, Gula și n-au skill, n-au rank up, pardon. Ar trebui să faci ceva în cazul ăsta. Marzui și cu Cresul au același skill boost. Chaloba și Gabriel nu au, deci ți-aș recomanda să-l schimbi pe Chaloba cu cineva cu captain, poate Romero. Ia-ți un câmâ lângă Ndombele care e long passing și... nu știu, cam așa, cam atâta, crește skill boost-urile, dă rank up-uri și am zis, dacă vrei să păstrezi în Kunku, mută-te pe 4-3-3 atac și nota pentru tine o să fie un 6. Acum e pe mult mai forță de 208 rating, 540 chemistry, în sfârșit o echipă cu full chemistry și peste 200 overall, este super, super bine. Marquinhos, Ramos, Varane, bun, o apărare forță și așa cu mici legături între ei toți, adică Ramos cu echipier cu Marquinhos și acum a fost cu echipier cu Varane, deci se leagă ei așa oarecum.
Donnarumma acolo în poartă. Sancho, Nainggolan, Henderson. Băi, foarte bună echipa asta, sincer zic. N-am ce să zic să schimb la ea. Pe departe cea mai bună de până acum. Și Dini ăla pe care l-ai făcut. Bale la fel, Mbappé la 120. Wow, 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 wow. 10, frate. Ok, o echipă de 191 rating, 540 chemistry. O echipă similară un pic cu una de mai devreme, cu același atac gen Greenwood, Ronaldo, Vini. Acum am dat seama că Greenwood are second strike și Vini cred că are long shot precum Ronaldo. Henderson, Messi, Lampard la mijloc. Lampard un pic am low rated, eu în locul tot l-a schimba, chiar dacă cred că ai băgat niște XP în el, dar nu văd rostul să bagi atâția bani și atâta XP pentru un jucător. Kimi, Ramos, Varane, Young, o apare bunicică, dar Ramos și cu Hakimi eu aici să plece. Ei doi fundași central cu Captain și toată apărarea pe Captain. Mijlocul cred că l-ai pe box to box și atacul pe alte două skillboost-uri, dar n-are rost să ai și Ramos și Hakimi pe alte skillboost-uri față de Young și Varane. Ai opțiune acolo, ai un loc de Ramos, poți să iei Romero sau Gabriel. Și în dreapta cred că ar fi Arnold și te-ar ajuta mult mai mult. Nota mea pentru tine, frate, este cam 9. O echipă de 180 acum, cu 384 chemistry, echipa lui Gigi, care mi-a zis că o să-l ia pe Stones în loc de Konate și Rashford LM. Ok, a zis că nu prea-l interesează skill boost-urile. Băi, atunci ce zice să-l schimb pe Neves, chiar dacă are rating foarte bun, sau nu știu, nu stă bine acolo prin out of position, pierde ceva la skill boost. Atacul e bun, Vlasic cam... Bă, altceva n-am ce să zic să schimb dacă ai zis că iei Rashford și Stones. Doar Neves. Și nota pentru tine o să fie cam un 8.50. Găsește-ți o ligă sau dă upgrade acolo la Perks, la Chemistry, că ai un pic cam puțin pentru ratingul tău. 283 acum cu 428 Chemistry. Cred că ești un fan PSG, sincer. Ai mulți cotate pe la PSG sau fan PSG și Barça, nu știu, că sunt și niște cotate care au trecut pe la Barça. Mi-a zis că o să vină Bonucci într-o săptămână, Eder, Militao, Trippier, Mbappé și Ronaldinho. Ok, deci practic Martinez, Rooney, mă gândesc că cred că Ramos, de fapt și Ramos și Marquinhos și pleacă. Sincer, n-am ce să zic să mai schimbe altceva, doar, uite, spre exemplu, skill-ul lui Jordi e cam micuț, al lui Buffon poate. La Buffon se mai dă și rank up și nota pentru tine, pentru echipa actuală este un 8.50, dar după ce o să faci toate schimbările, cu siguranță 9.50. 183 următoarea echipă și vreo 470 ceva chemistry nu se vede din păcate. Hazard fundaș stânga este ultima invenție pe care am văzut-o și Sancho fundaș dreapta, asta e sistem de la pe care l-a folosit Cholo Simeone, știi ce zic? Uite că tot e și Savic acolo, dar nu, n-au ce căuta nici Sancho, nici Hazard, deci schimbă-i frate, dă-i afară. Savic cu Van Dijk e un cuplu bunicel, Zielinski, Scholes și Bernardo Silva, Vini, Cunha, Buendia în atac. Băi, cam multe skill boost-uri, zic sincer, ai foarte multe skill boost-uri și nu prea e bine, mai ales că nu te nici n-ai bani. Deci ia-ți doi fundași de bandă, eventual, poate dacă găsești cu același skill boost ca lui Savic și Van Dijk, dacă nu, doi fundași de bandă care să aibă ei între ei același skill boost. Și atacul și mijlocul, nu știu... Fă cumva să ai maxim 2 skill boost-uri pe el, ok? Scholes la fel e orice să plece, fiindcă e cam low rated. Și nota pentru tine o să fie cam 8. 215 pe următoarea echipă și 540 chemistry, o echipă bombă, bombă, bombă. Mi-a zis băiatul ăsta că o să-i vină Goretzka și Cancelo. Cancelo care cred că este lăbâm, cred, dacă nu greșesc. Sincer, nu știu unde mai intră Goretzka. Probabil în loc de Barella, ca să aibă același skill boost-ul lui Gullit, dar... La câți bani ai tu, sincer zic, cred că le-ai putea folosi și pe Barella liniștit acolo. Cancelo în loc de Petit intră foarte bine, e pe departe asta cea mai bună echipa clipului, ai și foarte mulți bani, ai skill boost-uri la 24, jucătorii la 120 rating. Bombă rău, Van Basten, Ronaldinho, fai, leu, 10. Lui Patrick acum, care mi-a zis că o să vină Cristiano Ronaldo de 113 și Savic. Deci, bine, nu știu pe cine schimbi acolo în atac, ar trebui și Rafa și Tadic. Günther o să iasă, înseamnă și vine Savic. 135 rating, 132 chemistry, frate, găsește-ți o ligă rapid să faci perks, să crești acolo chemistry-ul, fiindcă e prea puțin. Ai skill boost-uri foarte mici, fără rost de skill boost-uri. Coutinho o să iasă, trebuie să iasă, clar. Gheie cred că are același skill boost cu Gabriel, Captain, saibă, probabil. Per total și tu ai foarte multe skill boost-uri. Cristiano Ronaldo o să aibă long shot, dacă nu greșesc, așa că axează-te pe jucător cu long shot acolo, cam și ambi striker. Rank up-uri, crește skill boost-urile și nota pentru tine o să fie micuță, sincer.
6 maxim. 166 e următoarea echipă cu 460 chemistry, deci un chemistry foarte bun pentru momentul acesta și mai ales pentru ratingul său e și mai bine. Nakata acolo nu stă bine, ai putea să schimbi formația și să-l folosești cam. Jesus out of position, schimbă-l frate, ia Orvini, Neymar ar fi bombă, dar nu știu dacă ai bani de el, clar n-ai bani de el. Buffon acolo n-are rank, nu e prea bine. Militao cu Nacho, schimbă Nacho frate, ia-ți un fundaș pe skill boost-uri Militao, ia-ți un fundaș dreapta pe Captain ca Young și să ai practic în apărare maxim 2 skill boost-uri. Zakaria cu Rafinha au și skill boost-uri diferite, deci fă ceva și cu treaba asta. Și cam atâta, nu știu, să zic un 7-50. Echipa lui Ionuț Cătălin acum, care arată demențial și mi-a zis că o să-l schimb pe Lampard cu Kroos. 223 rating, 540 chemistry. Asta cu siguranță este cea mai bună echipa clipului. Probabil, nu știu dacă o să mai fie vreo echipă și mai bună de atâta. Figo, Mbappé, Haaland, Ronaldinho, Gundogan. Haileu. Nu știu, nu te înțeleg de ce ai băgat atâta XP în Hero. Deci, efectiv, ai băgat la bani și XP în Hero, de nici nu vreau să, nu știu să număr până acolo, efectiv. Young are cam mic skill boost-ul, deși poate vrei să-l iei pe Robertson în viitor și atunci se înțelege. Bă, altceva n-am ce să zic să schimb dacă ai zis că pleacă Lampard, o echipă de 10 cu siguranță și, da, mult succes, frate. Echipă 293 acum, Messi Ballon d'Or. Băi, ești nebun, 540 chemistry. Mi-ai zis că vine Mbappé și Trippier. Ok, pentru că Rooney oricum n-avea ce căuta prb. Înseamnă că iese și Martinez. Băi, ți-aș recomanda să iei în loc de Paul cineva cu box-to-box. Emerson are un skill boost cam micuț. Poate să-l crești, să-i dai și rank up dacă vrei să-l păstrezi. Sau, cine știe, poate vrei să-l faci tu pe Robertson de la pas. Bă, pe total așa o să-ți dau un 9, chiar și cu Rooney acolo RB și cu De Paul. Dar e o echipă de 9, că ai jucători buni, rating mare, chemistry maxim, ce vrei mai mult de tot. Ultima echipă a clipului are 160 rating și 220 chemistry, ai foarte mulți jucători out of position, adică destul de mulți ai de Kainz, Rashford trebuie să plece cu siguranță, au ce căuta în formația aceasta cel puțin, Guendouzi acolo e cam low rated, ești un fan Bruno mă gândesc că văd că ai la 101, mi se pare wow, deși e o carte mișto gen ca design. Trebuie să zic să-l schimbi, clar. Poate și pe Arnautovic să-l schimbi, să iei pe cineva cu long shot precum Ronaldo. Mai ales că Arnautovic oricum nici n-are rank up. Rashford, Guendouzi out. Ia doi mijlocași pe skill boost-ul lui Ander Herrera. Ia-ți un lăbă pe skill boost-ul lui Hakimi. Și o să-ți dau ca notă un 6. De asemenea te mai sfătuiesc să-ți găsești o ligă sau să faci cumva cu perks. Pentru că cu punctele perks, fiindcă ai foarte puțin chemistry și o să te tragă mult în jos, nu o să ai prea multe reward-uri sezonul viitor, pentru că nu uitați, sezonul viitor o să conteze foarte mult și chemistry-ul pentru a lua reward-uri cât mai bun. Acesta a fost clipul nostru de Crăciun, sper că v-a plăcut, așa că dați acolo like, fiindcă știu că este seria voastră preferată și m-ați întrebat foarte mulți când mai fac un clip de comentez echipele abonaților, probabil este ultimul videoclip de acest gen în acest sezon. Dar nu bag mâna în foc, dacă facem multe like-uri și vă susținere la clipul ăsta, poate mai facem un clip în ultima săptămână de joc. Aveți grijă de voi, Crăciun fericit încă o dată, eu am fost Cristi, să ne vedem cu bine, pa, pa!